născut în zodia Fecioarei, beneficiază de pe urma prestației guvernatorului lor Mercur, care, începând cu ziua de 11 noiembrie, revine la mișcarea directă, ceea ce presupune o valorificare a acestor capacități mercuriene, chiar în casa discuțiilor, schimbului de idei, acumulării de cunoștințe și a învățăturii în ansamblu. Este vorba de casa a treia. Mercur tranzitează acum Scorpionul și, cum spuneam, începând cu 11 noiembrie, va fi un element de bază pentru că le dă, din postura de guvernator pe care o are față de această zodie, argumente de o mare subtilitate. Cei născuți în zodia Fecioarei vor face adevărate dovezi de măestrie lingvistică sau vor face dovada înțelepciunii, deșteptăciunii, inteligenței, după caz, una, alta sau toate trei fiind solicitate din plin în această perioadă. Fie prin discursuri publice, prin dialoguri cu o serie de reprezentanți ai unor instituții, prin întreaga lor comportare, viață și activitate pe care vor reuși să o aducă la cote de performanță, fie în cadrul unei activități profesionale, fie în contextul unor examene pe care trebuie să le treacă, verificări, teze sau documente pe care trebuie să le susțină și unde vor face adevărate probe de virtuozitate. Atenție totuși că există în acest context și un moment vulnerabil. El se construiește în după amiaza zilei de 16 noiembrie, este valabil seara și încă un pic în prima parte a zilei de 17 noiembrie și care presupune un soi de autoritarism excesiv, manifestat mai ales de către cei care au funcții de conducere. Pe principiu, eu sunt șef, este cum spun eu, nu accept contraziceri și alte opinii pe margine. De aceea, unii nativi, aparținând acestei zodii, pot să lase impresia că sunt subiectivi, că sunt oarecum indiferenți la opinia celor din jur, că sunt rigizi, dogmatici, ori chiar suficienți. Deși nu despre asta este vorba, este doar un context astral care acutizează aceste puncte de vedere radical exprimate și inflexibil susținute. Cu toate acestea, subtilitatea de gândire, finețea și rafinamentul observațiilor și chiar al demersurilor, care nu sunt neapărat de ordin lingvistic, ele pot să țină și de ordinul ideilor, sentimentelor, deciziilor, manifestărilor sau acțiunilor, în relații parteneriale sau în interesele de grupe care le susțin, speciale, deosebite și admirabile. Săptămâna este iarăși bună în preajma datei de 12 noiembrie, tot pe această relație a comunicării cu persoane de care s-au apropiat prin interese de grup sau față de prieteni. Este un moment în care și aceia, prietenii, pot să intervină salutar, dându-le nativilor din zodia Fecioarei sfaturi inteligente, sprijin în momentele necesare și intervenții oportune. Din punct de vedere sentimental, astrele construiesc premize pentru stabilizarea unei relații, pentru aprofundarea ei sau pentru valorificarea ei într-un chip ce se îndreaptă spre oficializare, căsătorie sau spre o temeinicie în care verificarea sentimentelor și depășirea unor obstacole reprezintă una dintre multiplele chei de verificare a compatibilității și a autenticității acestor sentimente.